Dragii noștri studenți internaționali, iată ne ajungi la o nouă ediție a evenimentului închinat Zilei Studentului Internațional, sărbătoarea voastră a studenților noștri entuziaști și dedicați. Suntem mândri de faptul că Universitatea din Pitești, în ciuda condițiilor mondiale sanitare pe care le trăim, s-a bucurat și anul acesta de recunoașterea calității studiilor oferite din partea studenților internaționali. Astfel ne bucurăm de prezența unui număr considerabil de studenți internaționali care au ales să studieze limba română prin programul pregătitor și de studenți internaționali care se pregătesc pentru viitorul lor profesional la programele de licență, master, doctorat ale UPIT. Suntem bucuroși că doriți să trăiți experiența de neegalat a studenției alături de profesorii universității noastre și vă mulțumim că răspândiți numele nostru prin valorile profesionale și morale dobândite în sânul nostru, peste tot în lume. Vă asigurăm că sprijinul nostru va fi permanent, de câte ori veți avea nevoie. Doresc fiecăruia dintre voi multă sănătate, realizări personale și profesionale strălucite și mult, mult succes! Bună ziua, stimați studenți, dragi colegi! A devenit un obicei frumos pentru universitatea noastră, acela de a dedica o zi specială studenților internaționali, acelor studenți care decid să vină la Universitatea din Pitești pentru a se pregăti în vederea folosirii limbii române ca și limbă cu ajutorul căreia să se pregătească mai departe în construirea carierei universitare. Vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ați ales Universitatea din Pitești pentru a realiza acest obiectiv profesional important. Pentru noi este o onoare, dar și o obligație pentru a vă asigura condiții cât mai bune, atât în ceea ce privește procesul de însușire a limbii române, cât și în ceea ce privește modul în care vă puteți petrece timpul liber în cadrul campusului universității noastre. Felicit în mod deosebit colegii mei de la programul de studii care gestionează această activitate deosebit de importantă. Felicit prorectorul cu relațiile internaționale care depune toate eforturile pentru ca dumneavoastră să vă simțiți bine la noi în universitate. Vă sfătuiesc să încercați să valorificați întregul potențial turistic, natural și antropic existent în zona Argeșului și în zona regiunii Sud Muntenia, avem o țară frumoasă, suntem interesați să dezvoltăm schimburile culturale cu studenți din întreaga lume, motiv pentru care gândim pentru dumneavoastră activități care să fie interesante. Vă doresc la mulți ani de ziua studenților internaționali înmatriculați la Universitatea din Pitești! Dragi studenți, stimați colegi, sărbătorim astăzi cea de-a noua ediție a Zilei Studenților Internaționali în cadrul Universității din Pitești. Aceasta este o ocazie pentru a exprima felul în care Universitatea vă este recunoscătoare pentru că sunteți alături de noi. Această instituție de învățământ, din care faceți parte și voi în acest moment, este una cu tradiție în școlarizarea studenților internaționali, este una pentru care multilingvismul, plurilingvismul, multiculturalitatea sunt valori importante. Cu această ocazie, aș dori să vă spun tuturor un sincer la mulți ani cu urările noastre de succes pentru cariera voastră viitoare. La mulți ani studenților internaționali din cadrul Universității din Pitești! În cadrul Facultății de Științele Educației, Științe Sociale și Psihologie se derulează programul pregătitor de limba română pentru studenții internaționali de foarte mult timp. Acest program face parte din strategia facultății care permite până la urmă o vizibilitate internațională având studenți din toată lumea și ce este foarte important este că studenții beneficiază de o pregătire temeinică, întrucât corpul didactic format din cadre didactice cu experiență în domeniul predării limbii române ca limbe străină reușesc să le asigure formarea competențelor de limba română studenților internaționali, întrucât feedback-ul pe care îl avem de la universitățile unde sunt studenți mai departe, absolvenții noștri, este unul pozitiv. Acești studenți sunt foarte importanți pentru
noi, întrucât reprezintă o resursă, până la urmă, umană importantă, de diversificare culturală, ceea ce ne permite și nouă să ne transpunem în practică aceste competențe specifice. Vă mulțumesc! Hello, I'm Stefan Shemmas, a dentist from Syria, and study in University of Pitești. I have always wanted to get more experience and expand my horizons. That's why after my graduation from Damascus University, I decided to complete my higher education abroad. An advice from a friend led me to a master program in Romania. It was only later that I know it was a great advice. Right from the beginning, I felt as my home. Of course, there are many differences, but the warmth and the hospitality of Romanian people made me feel welcome. I had some fears about the language, but all has disappeared once I got chance to learn and practice it. Many thanks for sure to all my friends here and the professor who have helped me to learn Romanian and level up my skill in a little while. To all of you out there who wants exploring a new country and meet a new friends and improve on both educational and professional level, I say come to Romania. Bonjour, je me nomme Baisatou, je suis étudiante en année préparatoire de la langue roumaine à l'université de Pitești en Roumanie. Je suis de nationalité guinéenne. J'ai choisi cette université pour sa réputation et son programme de formation cadre parfaitement avec mes objectifs. La population roumaine, c'est un constat aussi, c'est une population accueillante et aimable. Je pense que cette université est capable d'offrir à tous les étudiants qui souhaitent suivre ses études ici en Roumanie d'avoir des opportunités, des chances de réussir dans leur vie. L'université me permettra d'atteindre mes objectifs qui est de faire mon master en sciences de la communication ici en Roumanie. Mais nous avons un petit souci, un problème ici au niveau de l'université. Nous avons des problèmes d'intégration parce que il y a cette situation de COVID-19 actuellement qui est partout dans le monde. Donc nous avons ces problèmes ici d'intégration parce que à cause de cette maladie, nous ne pouvons pas suivre les cours dans les salles de classe, ce qui nous empêche de nous intégrer, de rentrer en contact avec la population roumaine, notamment nos professeurs et nos collègues de classe. Donc j'espère que l'année prochaine, que nous pourrons suivre ces cours dans les salles de classe. Merci beaucoup. Bună ziua, numele meu este Hashim Abu Hamude și sunt din Iordania, orașul Erbil. Am ales Universitatea din Pitești pentru programul pregătitor de limba română. Și voi continua să studiez în domeniul medicină dentară, deoarece îmi place și mă caracterizează. Mi-am făcut mulți prieteni din diferite țări și sper să rămânem prieteni și după ce finalizăm studiile. Mulțumesc tuturor cadrelor didactice pentru sprijinul care ne-l acordă. De asemenea, tatăl meu a fost la rândul lui student aici, în Pitești, în anii 1983-1984, pentru programul pregătitor de limba română. Sunt mândru că sunt student aici, la Facultatea din Pitești. Vă mulțumesc! Eu sunt Elena Karaciuda, sunt din Turcia. Acum studiez anul pregătitor de limba română la Universitatea din Pitești. Voi dansa un dans tradițional turcesc.
Salut! Sunt Maș Hamoudi din Siria. În prezent sunt în anul pregătitor, învăț limba română. Asta e instrument muzical arab. E foarte vechi și frumos. Se numește oud. Este muzica sufletului. Să vă jucați e secretul tinereții. Să citiți este fântână înțelepciunii. Să gândiți este izvorul puterii. Să fiți calmi este calea spre fericire. Să fiți bun este cheia succesului. Și să iubiți este rețunea de a trai. Yeah!